Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit! Mulțumesc uh, tuturor pentru mesajele și comentariile frumoase pe care le lăsați uh, la videoclipurile mele. Mulțumesc pentru aprecierea pe care o aveți față de mine și față de canalul meu de YouTube. Uh, astăzi, gândindu-mă să fac uh, această etalare, nu știu de ce, dar mi-a venit în minte numele Matei. Nu știu dacă este vorba despre cineva dintre voi cu numele Matei sau este nevoie ca astăzi, când vedeți acest videoclip, să spuneți rugăciunea Sfântului Matei. Să căutați rugăciunea Sfântului Matei și să o spuneți. Nu e ceva în legătură cu numele Matei, dar așa cum am spus, nu știu dacă este vorba despre persoana voastră dragă sau ceva de această natură sau chiar e nevoie de o anumită rugăciune sau poate că pur și simplu este nevoie de a rosti o rugăciune pentru cineva care se numește Matei Acum bineînțeles fiecare dintre voi este bine să vă gândiți și să vedeți dacă într-adevăr rezonează sau nu cu voi aceste lucruri Dar haideți să trecem la etalarea noastră să vedem ce vor să ne spună de această dată aceste cărți. Acum că le amestec, nu știu de ce, dar mai îmi vine în minte cuvântul concediu. Poate urmează să plecați, totuși în concediu n-a fost până acum și urmează să plecați și cine știe acolo cunoașteți pe cineva cu numele Matei. Da? Poate să fie și o astfel de situație. Hai să vedem. Hai să prezăm. Îmi place faptul că voi aveți, în primul rând, foarte multă încredere în voi, sunteți femei puternice. Pe lângă asta sunteți și femei independente de, din punct de vedere financiar. Sunteți femei care arătați foarte bine, și la exterior și la interior, deci nu se pune problema, sunteți persoane foarte amabile. Hai să vedem. Aici, în primul rând, vorbim despre persoane din zodii de aer, zodii de foc, dar avem și câteva zodii de pământ. Bun. Ce vreau să spun aici, în primul rând, este faptul că văd că în această relație, în această situație, voi v-ați luat mai multe responsabilități pe umerii voștri decât. Puteți duce pentru ca această relație să funcționeze. Însă, datorită situațiilor care s-au întâmplat, acum parcă vă doriți să vă detașați de toate aceste responsabilități, pentru că vă simțiți destul de copleșit sau copleșită, și n-ar fi nimic exclus aici. Ca în această perioadă să cedați din punct de vedere nervos. Voi, într-adevăr, vă doriți ca această persoană să facă mult mai multe lucruri față de voi, să facă mulți mai mulți pași față de voi, pentru că voi i-ați arătat acestei persoane ce fel de persoană sunteți voi, ce fel de lucruri. Puteți face pentru această persoană și așa mai departe. Aici să știți că pot fi situații de trio. Dacă cumva sunteți într-o situație de trio cu cineva, să știți că gândurile persoanei respective sunt de a se îndrepta spre voi. Însă, dacă vă gândiți că această persoană, îndreptându-se spre voi, vă va iubi mai mult pentru că va descoperi că voi sunteți persoane blânde, calme, că acceptați foarte multe lucruri și așa mai departe, să știți că nu este așa. De ce? Pentru că această persoană nu se poate deschide mai mult din punct de vedere emoțional decât a făcut-o până în acest moment. Această persoană în viața sa a suferit foarte multe traume și și-a impus foarte multe limitări. Adică da, ține la o anumită persoană, iubește o anumită persoană, dar până într-un anumit punct. Mai apoi, Punctuala nu îl poate depăși indiferent cât de mult vă doriți voi. Poate că peste ani și ani cu timpul, această persoană la un moment dat se va deschide mai mult din punct de vedere emoțional. Dar, în, să zicem, în următorii 2 ani de zile, nici o șansă. De ce? Pentru că această persoană a de efectiv ca un urs. Un urs care atunci când vrea să-și arate puterea și o arată și din punct de vedere fizic și din punct de vedere intelectual, dar atunci când vrea să aibă niște limite, păi nu te lasă să treci de limitele respective, să îi depășești acea limită, indiferent ce faci pentru el sau pentru ea. Persoana la care voi vă gândiți este o persoană care poate face ce dorește, când dorește, cu cine dorește. Îi uh, genul de persoană care îi place să atragă atenția, indiferent dacă vă place sau nu. Este genul de persoană care știe cum să vă vorbească încât să aveți mai multă încredere în el sau în ea, uh, sau chiar cum să dea mai mult vina pe voi. Să vă spună că, de fapt, uh, voi sunteți. Persoane sufocante, că voi sunteți persoane foarte geloase, că voi sunteți uh, persoane care, uh, dacă această persoană vă înșală, încercați să vă răzbunați, că voi sunteți uh, problema din această relație. Uh, această persoană are gândurile acestea în legătură cu voi, în așa fel încât parcă a început și el să le creadă. Dar de fapt, aici problema nu sunteți voi, ci cealaltă persoană. Din punct de vedere sentimental, n-aș putea să spun că această persoană nu ține la voi. Uh, are anumite sentimente față de voi, așa cum v-am spus și puțin mai devreme, are sentimente, dar nu depășește o anumită limită. Nici în sentimente, nici în acțiuni, nici în absolut nimic. Este o genul de persoană care. Uh, Trece totul prin uh, filtru mental. Este genul de persoană care uh, aș putea să spun că e mai mult decât o persoană rațională. Aici mai pot spune faptul că această persoană este destul de egoist sau egoistă și că face lucrurile, nu doar că le face în maniera sa, dar le face pentru el sau pentru ea, în favoarea sa. În ceea ce ține de acțiunile pe care această persoană le face în legătură cu voi, în primul rând, acțiunile sale sunt acțiuni false. De ce spun acest lucru? Pentru că um, ceea ce face, chiar dacă vine la voi cu un buchet de flori, nu o face întâmplător. Știe că dacă vine la voi cu un buchet de flori, dacă vă spune o vorbă frumoasă, dacă face un gest frumos față de voi, voi gata, acceptați tot ceea ce vă spune această persoană. Și veți merge în continuare cu această persoană în relație sau îi veți pune pe tavă tot ceea ce dorește de la voi această persoană. Să nu vă fie de mirare dacă în zilele următoare această persoană vine la voi, vă spune o poveste foarte frumoasă, chiar dacă vă certați cu el sau cu ea, în așa fel încât să-i dați o anumită sumă de bani sau chiar să cumpărați ceva pe numele vostru. Aici un pic de atenție pentru că mai apoi persoana după ce obține ceea ce dorește dispare. Chiar dacă vine la voi cu un buchet de flori, chiar dacă vine cu un inel de logotnă, chiar dacă indiferent cu ce propunere vine la voi, analizați foarte bine propunerea, gândiți și voi rațional, așa cum face el sau ea, și mai apoi acționați. Pentru că altfel, știți cum se spune, s-ar putea să rămâneți ursul păcălit de vulpe. Și fi, nu cred că este prima dată când se întâmplă lucrul acesta, dar indiferent că este prima dată sau nu, încercați să fie ultima dată. Sau să nu fie deloc. E cel mai bine. Să nu vă mai păcălească niciodată. Pentru că, așa cum v-am spus, această persoană, prin ceea ce face, face pentru uh, el sau pentru ea. Este genul de persoană care vrea mereu să se țină ocupat sau uh, ocupată și chiar are lipsă de acțiune în situația cu voi, în relația cu voi. Așa cum am spus puțin mai devreme, chiar dacă sunteți într-o situație de trio, amână foarte mult luarea unei decizii. Aici, dacă voi nu aveți puterea necesară să luați decizia, să deveniți voi aia care gândește rațional, care gândește lucrurile la rece, care pune piciorul în prag și așa mai departe, nu vă așteptați ca această persoană să facă anumiți pentru că această persoană s-a obișnuit că de câte ori vine la voi, așa cum am zis, cu un buchet de flori, cu un ineluș, cu o brățărică, cu um, ceva ce vouă vă face plăcere, știe că voi îl primiți înapoi. Știe că voi îi cântați din nou în strună. Dacă vine un pic și îți spune la ureche, vai ce frumoasă ești, voi gata deja, i-ați pus pe masă tot ceea ce aveți voi mai bun și această persoană s-a învățat să ca relația voastră să funcționeze pe în ritmul ăsta și bineînțeles că nu are de ce să schimbe lucrurile. Aici este nevoie ca voi să puneți punct în această relație ca a mai apoi lucrurile să se transforme în ceva frumos și ceva Benefic. Dar pentru asta, bineînțeles că aveți nevoie de uh, putere și să depășiți ab, uh, absolut toate obstacolele care vă intervin în cale. Această persoană, aș putea să spun că are foarte multe secrete față de voi și lucrurile nu sunt chiar atât de superficiale cum credeți voi, adică dacă vine sunt chiar mai profunde decât par. În sensul că dacă vine la voi și, nu știu, voi sau întâmplător vă întâlniți cu această persoană, cu altcineva pe stradă vă zicea sau că auziți că vorbește la telefon, vă spunea, a, păi e colega mea, mi-a cerut un dosar, mi-a cerut un o, nu știu, un sfat, ceva de genul, dar de fapt lucrurile sunt mai profunde decât par, adică lucrurile dintre ei doi sunt mai uh, profunde. da, uh, Și nu, pute, nu poți uh, trage niște concluzii doar din ceea ce îți spune el. Este bine să analizezi. Mai degrabă, situația să vezi exact ce se întâmplă pe viitor, dacă mai comunică, dacă nu mai comunică prin intermediul telefoanelor sau chiar se întâlnesc, și mai apoi să te gândești, băi, stai puțin, a avut dreptate sau nu. Uh, puteți avea senzația că știți ce vă, afla, ce vă așteaptă în viitor în acest moment, dar să știți că lucrurile nu stau chiar așa. O să vă gândiți acum și o să lasă că știu eu ce fel de om îi lasă, că știu eu cum vine și se roagă de mine, lasă că știu eu cum va veni în genunchi și mai știu eu ce. Să știți că lucrurile nu sunt chiar așa, eu nu zic că voi nu cunoașteți această persoană, da, îl cunoașteți sau o cunoașteți foarte bine, însă trebuie să fiți puțin mai atent sau mai atentă. De ce? Pentru că această persoană este destul de conștient sau conștientă că voi deja știți acțiunile sale și acum este posibil să schimbe puțin acțiunile, este posibil să schimbe puțin tactica cu voi doar pentru a vă intra din nou în grații. De asta vă spun un pic de uh, si, um, atenție pentru că această persoană jonglează foarte mult cu două aspecte total diferite uh, sau două situații sau două persoane sau 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 uh, dar refuză cu tot din adinsul să facă o alegere. De asta v-am spus, aici în multe situații se poate întâmpla ca voi deja să știți lucrul acesta, dar tocmai să evitați pe cât posibil să faceți alegerea de frică că vă va părăsi. Lăsați această frică, pentru că v-am spus, lăsați aceste obstacole deoparte, pentru că această persoană se va reîntoarce. La voi mai devreme sau mai târziu. Această persoană este uh, conștient sau conștientă de faptul că vă este frică să vă părăsească, și tocmai pe asta mizează foarte, foarte mult. De asta v-am spus, un pic de putere, un pic de tărie de caracter, și uh, gândiți-vă cum se spune, mai are balta pește. Adică, mai sunt și alte persoane pe care le puteți întâlni și lucrurile să stea cu totul și cu totul diferit. Cu cât îi arătați această frică de singurătate, această frică de despărțire de această persoană, cu atât această persoană acționează în detrimentul vostru. Acum, bineînțeles că cărțile de tarot vă pot sfătui, dar nu fac în locul vostru. Dar aici mi este foarte clar că e vorba de un trio. Dacă nu poate sunteți în patru, cine știe și atunci vă place această situație. Vă înșelați unul pe altul și ce lască las că merge. Da? Deci, pentru că sunt cazuri și cazuri. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!